Platoul echilibrului zilnic, disciplina, consiliere și dezvoltare personală la clasa a 6-a. Pentru această activitate vei avea nevoie de o coală A4 și creioane colorate. În activitățile pe care le desfășori într-o zi, depui atât efort fizic cât și intelectual. De aceea este important să existe un echilibru între activitatea desfășurată și odihnă. Pe parcursul anului școlar, cea mai mare parte a timpului este dedicată învățării. Ai 5-6 ore la școală, apoi în funcție de necesitate, timp pe care îl folosești pentru realizarea temelor pentru ziua următoare, studiu individual sau alte activități care necesită efort. Asta înseamnă timp în care ești concentrat. Tu aproximativ câte ore aloci temelor sau studiului individual pentru școală? Iată câteva ingrediente pe care le-ai putea așeza zilnic în farfuria ta pentru a realiza un echilibru între activitate și odihnă. Acest echilibru te ajută să te menții sănătos fizic și emoțional. Sunt mulți elevi de vârsta ta care își ajută familia în gospodărie sau practică sport. Aceasta înseamnă timp dedicat activității fizice. Tu ce activități fizice desfășori? Poți împărtăși colegilor tăi. Un alt ingredient necesar este timpul dedicat socializării cu prietenii, care este de preferat să fie realizat față în față. Poți să spui colegilor tăi cât timp petreci cu prietenii după ore? Consider că este mult sau puțin? Relaxarea este deosebit de importantă. Este bine să existe momente pe parcursul unei zile în care să nu realizezi activități cu un anumit scop, ci pur și simplu să lași mintea să hoinărească și corpul să se relaxeze, poate doar puțină muzică. Timpul dedicat mâncării este un alt ingredient absolut necesar. Este important să alocăm timp suficient când luăm masa, să nu mâncăm în grabă și pe cât posibil să avem 3 mese și 2 gustări între mese. Să ridice mâna toți cei care mănâncă zilnic măcar un fruct. Este foarte bine! Joaca este un element important, dar nu mă refer deloc la jocuri video, ci la acele momente în care inventezi, creezi, faci experimente sau te joci împreună cu prietenii sau familia. Tu cât timp aloci jocurilor video într-o zi? Este mult sau puțin? Compară răspunsul tău cu al colegilor. Timpul dedicat activităților preferate sau hobby-urilor este de asemenea important. Tu ce activități preferate sau pasiuni ai? Poate faci sport sau desenezi, pictezi, cânti la un instrument muzical sau altă activitate interesantă? Împărtășește colegilor tăi. Somnul este un ingredient necesar pentru sănătate. La vârsta ta sunt necesare 8-9 ore de somn. Tu la ce oră te culci seara? Calculează câte ore dormi într-o zi obișnuită, nu în weekend. Acum gândește-te la tine și la timpul alocat acestor activități. Reușești să pui toate aceste ingrediente în programul tău zilnic? Atenție! Nu neapărat cantitatea este importantă, ci mai mult calitatea acestor activități. Adică e important să ai 3 mese pe zi și 2 gustări, dar depinde și ce mănânci. Este important să te întâlnești cu prietenii tăi, dar dacă stați pe telefon atunci când vă întâlniți, calitatea acestui timp este scăzută. Acum te rog să iei foaia și creioanele colorate. Desenează un cerc, apoi împarte-l în 8 secțiuni ca și o pizza. Sper că nu ți-am făcut poftă. Gândește-te la săptămâna trecută și colorează doar acele felii de pizza care corespund activității tale săptămânale. De exemplu, dacă ai realizat doar într-o zi sau două din săptămână o activitate fizică, vei colora mai puțin, iar dacă în fiecare zi ai desfășurat activitate fizică, vei colora toată felia. Dacă ai reușit să dormi 8-9 ore pe zi, vei colora maxim, iar dacă nu ai reușit să dormi în fiecare zi acel număr de ore, vei colora mai puțin. Tot așa, la fiecare felie, în funcție de programul tău de activitate și odihnă. Ai la dispoziție 3 minute pentru a colora feliile de pizza. Fii sincer cu tine. Platoul tău cum arată? Este plin sau dimpotrivă mai sărăcăcios?
gândește-te unde ar mai trebui să îmbunătățești pentru a aduce echilibrul în fiecare zi. Mult succes!